pentru nativii zodiei balanță. Acele multe planete din semnul berbecului pentru ei, pentru balanțe, sunt în casa a șaptea, relații parteneriate. Pe de o parte, cei care activează pe cont propriu sau în vânzări sunt în căutarea, da, bineînțeles, a unui nou client, să-și lărgească, a unor noi clienți, să-și lărgească portofoliul, se spune. Pe de altă parte, foarte posibil ca ei înșiși, da, să fie căutați în această perioadă. Deci este o săptămână bună, grozavă, pentru că li se cere ajutorul, sprijinul, părerea, sunt întrebați, se pune preț pe sfatul, pe experiența lor, pe cunoștințele lor, bineînțeles, dacă sunt specializați. Au clienți, încasează bani. Din acest punct de vedere, începutul de săptămână bun, foarte bun. Mai încolo, foarte posibil să apară o necesitate, da, să facă și ei la rândul lor niște plăți, să restituie, să... Cine știe, poate că depun o garanție pentru ceva. Poate că varsă partea lor dintr-o asociere, dintr-un proiect. Deci, oricum ne putem aștepta la ieșiri de bani pentru ei, pentru nativii balanță, în zilele de miercuri și joi. Încă ceva destul de important, nu este o perioadă ușoară, nu neapărat din punctul de vedere al sănătății, dar am putea spune că oricum sunt mari eforturi, consumuri, provocări pentru ei. Și bineînțeles, acestea cumva ne uzează pe fiecare dintre noi. Deci, pentru ei, pentru nativii balanță, nu este o săptămână chiar ușoară. Cu siguranță vor avea nevoie de odihnă, de refacere și chiar bine este să fie atenți la ei înșiși, la trupul lor, la ce le semnalizează trupul lor. Dacă au niște boli, să le spunem, cronice, foarte posibil să dea, să aibă de a face cu o, cum îi spune, cu o criză. Important este să aibă la ei, bineînțeles, ce le recomandă medicul, terapeutul, să știe ce să facă într-o eventuală situație de urgență. La capitolul financiar, dacă spuneam, ne referim, revenim, spuneam că este o săptămână destul de bună și contează, da, bineînțeles, cum negociază, cum se prezintă în fața unor noi potențial, să zicem, clienți. Zilele luni și marți, din acest punct de vedere, sunt destul de importante.